seara, domnule Rednic. Bună seara. Din păcate, nu mai un egal în această seară. Două puncte pierdute de viitorul, însă nemeritat după astea de jocuri. Da, da, pierdute. Păcat că același scenariu, mai ales în meciurile de acasă, când ne poziționăm prost, pe greșeli, pierdem mingea la mijlocul terenului, în zone în care și a fost și cu voluntari la fel, și cu sepții la fel. Adică am impresia că și după meciul ăsta cu Dinamo, un pic băieții mei au intrat pe vârfuri și prea încrezători în ei și ei știau și mai ales la analiza care am făcut-o despre adversarul nostru, știam că asta fac, se apără foarte bine, așteaptă greșeala adversarului și pe contraatac, pentru că au calitate, te poți surprinde și înscriu. La fel, am luat gol dintr-o centrare din lateral, pe zonă centrală, oameni liberi, nejenați, înscriu. Și după aia a trebuit să alergăm ca să egalăm. A făcut o țumă, bravo lui, al doilea meci în care intră și înscrie. Sper că de la meciul viitor o să fie mai bine și o să poată să intre titular, pentru că e un jucător care ține de minge, avem nevoie de un atacant, e gen Kevin. Asta ne-a lipsit nouă în ultima perioadă foarte mult, pentru că cei care l-au înlocuit și Gane au alte calități. S-a văzut, repriza a doua a fost mult mai bine. Ei au avut o singură ocazie, au șut pe poartă, gol. Asta e fotbalul și asta e clincenul. De-aia și bravo lor, felicitări. Deci ceea ce fac foarte bine. Problema e că noi la fiecare meci același greșeli și e păcat. E vorba de niște principii simple care ca apărător și mai ales la experiența fundașilor centrali, lucrurile sunt clare. Felul cum te poziționezi, n-ai voie să fii surprins să nu stai între adversar și poartă și să iei golurile care le-am luat. Pentru că noi am pierdut foarte multe puncte din cauza noastră. Un prim 11 care a surprins prin prezența în titular a lui Luca, cel mai tânăr jucător de... N-aveam altă soluție, pentru că Ganea nu s-a antrenat, a avut probleme cu spatele, el doar ieri a făcut antrenament cu echipa. Și era singur, Bățumbu nu puteam să-l folosesc, pentru că încă, din punct de vedere fizic, nu e ok. Și sunt niște reguli și nu vreau să se accidenteze și să-l pierd pentru toate meciurile. Și am apelat Luca, un jucător tânăr, trebuie susținut, n-a făcut mare greșeli, dar mi-aș fi dorit ca totuși să ceară mai mult mingea, să fie mult mai prezent. Dar, mai mult ca sigur, el o să mai apară în echipă pentru că are calitate și mie îmi place să susțin tinerii. V-ați dorit mai mult de la unii dintre cei care au intrat în repriza secundă? Bine, cei care au intrat în repriza secundă. La Țumun aici să-i reproșez. Nu vreau să fac reproșuri la jucători. Pentru că repriza a doua noi am stat în terenul lor. Ei doar pe mingi lungi și pe contraatac. Și noi am avut multe ocazii de a marca, a trecut mingea de două ori pe lângă bară, pe lângă poartă. Deci au fost momente în care noi puteam să înscriem mai repede. Și eu zic că dacă înscriam mai repede, alta era soarta jocului, pentru că noi am pus o presiune maximă, mai ales că am jucat cu două vârfuri, cu Țumu și cu Ganea. Ce rămâne pentru următoarele etape? Sunt 5 finale. Suntem obligați să le câștigăm pe toate dacă, într-adevăr, mai vrem să sperăm la play-off. Mulțumesc!